Mă numesc Claudia Vasilache, sunt distribuitor de opsele din România și vreau să felicit pe toți cei prezenți la cea de-a 20-a aniversare, TIENS, la această mare sărbătoare la care am venit cu mare drag și cărora le transmit marele succes. O să vă povestesc în câteva cuvinte povestea mea. Am semnat contractul cu această companie TIENS în decembrie 2003. Problema familiei mele era că băiatul mare avea probleme de sănătate și aceste produse minunate au început să-mi aducă rezultatele în primele zile. Aceasta mi-a dat o încredere enormă și am început să recomand aceste produse prietenilor mei. Credeam că această afacere este doar pe produse, dar am studiat în sistemul de succes planul de activitate, planul de marketing și am înțeles cu cât la mai multe persoane voi recomanda aceste produse, aceste persoane vor avea rezultate. Și într-adevăr rezultatele nu s-au așteptat. Echipa a început să crească și într-un an de zile, la sfârșitul anului 2004, eu deja am închis 6 stele. Credeam că în 2005 voi ajunge 8 stele, dar era munca destul de mare și la sfârșitul anului 2005 eram deja de 7 stele. Marele noroc și bucurie a fost că în 2006 am participat la cea de-a 11-a aniversare TIENS. Am fost în China, am fost în Beijing, am fost în Taijing, am văzut începutul construcției parcului industrial care deja îl vedem acum prezent. Da? Această participare la conferință unde au fost 40.000 de oameni mi-au dat atâta imbold să transmit informația și oamenii să vină alături de mine, încât revenind înapoi în țară, într-adevăr am participat la multe conferințe internaționale, am dus planul de marketing, am participat la traininguri și la foarte multe excursii. TIENS mi-a schimbat viața, gândul, sănătatea în familia mea și familia mea a crescut. Bucuria nu este numai sănătate, dar și bunăstare. Și mulțumirea din partea oamenilor cărora le-am schimbat viața este acel mulțumesc că s-a făcut bine cineva din familia mea. Produsele sunt minunate și sunt un consumator deosebit al tuturor produselor, al aparatelor, cu atât mai mult al cosmeticilor. S-a schimbat TIENS România cu ajutorul TIENS Europa, unde este doamna Vivienne Lee, președinte. Din septembrie anul trecut am fost în Varșovia, unde s-au lansat produse noi. Am fost anul acesta în Budapesta, unde s-au lansat alte produse noi. Sunt o consumatoare acestor produse, sunt consumatoare produselor cosmetice, care le schimbă nu numai interiorul, ci ne arată exteriorul. Sunt extrem de mulțumită astăzi că de 7 zile sunt în China, am văzut din nou Beijing-ul, mi-am reamintit ceea ce poate n-am memorat atunci și prin momentul acesta de a vă transmite emoțiile din China, doresc tuturor oamenilor care se vor ciocni, se vor lipi de informația TIENS, să aibă încredere pe care o transmite Liviu Nean, președintele. Este o familie globală în care ne regăsim fiecare, dar care are motivație, are vis, are dorința de a munci și rezultatele vin. Este sănătate și bunăstare. Vă doresc tuturor să aveți succes, să fiți sănătoși și să vedeți lumea întreagă cu ajutorul programelor stimulative care sunt acum în TIENS Europa. Vă mulțumesc din suflet! Anul acesta, la Budapesta, s-au lansat alte programe stimulative. Am început să lucrăm din luna iulie pentru punctele care ne vor duce la Praga, la evenimentul de la Praga. Și următoarele 6 luni vom lucra pentru a merge în Indonezia. Vom vedea altă lume. TIENS este globul. Să-l vedem cu ajutorul acestor produse, cu această afacere. Succes! Mulțumesc din suflet lui Liviu Nean și acestor produse, sistemului TIENS Global.